Mulțumim conducerii universității noastre pentru că are grijă ca în fiecare an să ne întâlnim într-un spațiu deosebit, să ne simțim importante și nu doar să spunem că ne simțim importante, ci chiar să o facem. M-am gândit la ce înseamnă ziua de Eumarhie. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră știți că este o sărbătoare care nu a început în vremea comunismului, așa cum se vorbește, ci chiar cu 110 ani, de acum 110 ani în urmă, în America, când femeile din industria textilă au ieșit să protesteze în stradă la New York. În 1921, sărbătoarea a fost preluată și în Rusia, în Uniunea Sovietică, pentru că în 1917 și acolo ieșiseră femeile ca să protesteze împotriva războiului și împotriva țarului. Bineînțeles că de-a lungul anilor ziua a luat o aliură politică, pentru că prin comunism a ajuns și la noi, dar în 1970, eu zic că de ziua mea, atunci m-am născut eu, a apărut și în România sărbătoarea aceasta ca sărbătoarea femeilor și sărbătoarea mamelor. Rușii o preluaseră doar ca sărbătoarea mamelor. O sărbătorim și noi astăzi, ne bucurăm că avem drept la vot, avem drept la proprietate, avem drept să iubim pe cine dorim, avem drept să divorțăm, avem drept să avortăm, dacă e cazul. Deci avem toate aceste drepturi și, prin urmare, ne simțim egale între noi și egale cu sine însene. Pretutindeni, în Europa, femeile militau pentru drepturi politice, pentru drepturi de vot, pentru drepturi la proprietate. În Transilvania, situația era diferită. Pentru că Transilvania era, încă de la 1867, sub dominația austro-ungară. Și atunci, femeia română din Transilvania a avut, în primul rând, obiective naționale și avea apoi obiective sociale. Dacă în Europa mișcarea înregistra progrese în sensul pe care îl știm, mișcarea sufragetelor, da? În Transilvania, femeile au gândit să se organizeze în reuniuni care să militeze pentru emanciparea femeii ca parte a societății, ca parte a națiunii române. Mișcarea începe prin 1850 și prima reuniune care se înființează este la Brașov, Reuniunea Femeilor Române din Brașov, care are scopuri sociale. Ajutorarea copiilor rămași orfani după Revoluția din 1848. Treptat, începând cu 1850 și până la 1914, în întreaga Transilvanie se formează peste 100 de asemenea reuniuni. Arădencele noastre au fost la înălțime. În 1884, ele pun bazele Reuniunii Femeilor Române din Arad, care avea drept scop emanciparea prin educație a femeii române. Și atunci primul obiectiv a fost acela de ridicare de școli pentru fetițele române din Transilvania. Își atinge scopul, deci înființată în 1884, în 1890, deja Reuniunea reușește să întemeieze o școală de fete și ca să ajungem cât mai repede spre zilele noastre, vreau să vă spun că în 1919 această școală a fuzionat cu liceul de fete și este ceea ce astăzi numim cu toții Colegiul Național de Elena Ghiba Birta. Deci, ceea ce este astăzi parte din Colegiul Național Elena Ghiba Birta se datorează și Reuniunii Femeilor Române din Arad, înființată în 1884, care a organizat o serie întreagă de acțiuni pentru strângere de fonduri. Sigur, vorbim de elita societății Transilvaniei în acel moment. În Lipova s-a mai organizat o asemenea reuniune a femeilor române și una la Șiria. Ele nu au avut o activitate atât de prodigioasă ca cea din Arad,
însă au organizat o serie întreagă de activități, de acțiuni pe linia militantismului național, în colaborare îndeosebi cu ASTRA. Tot ceea ce se întâmplă în Transilvania, între 1850 și 1914, poartă amprenta acestor societăți. O recunoaștere a rolului pe care aceste societăți ale femeilor române l-au avut în mișcarea de emancipare națională este și faptul că la 1918 ele au fost delegate cu drept de vot la Marea Adunare Națională. Știm că la 1 decembrie 1918, 1228 de delegați împuterniciți cu credențiale au votat unirea necondiționată și pentru vecie a Transilvaniei cu România. Între cei 1228, 61 erau reprezentantele Reuniunii Femeilor Române. Este inedit pentru că, bineînțeles, în acel moment, în nici măcar în regatul României, femeile nu aveau drept de vot. Se dovedește că ardelenii noștri au fost cu un pas înainte. Și aici vreau să vă spun chiar și faptul că, după ce s-a votat unirea Transilvaniei cu România, s-a constituit mare de sfat național care avea rol legislativ, un fel de parlament. Și bărbații care au realizat unirea Transilvaniei cu România au decis ca din acel prim parlament al Transilvaniei să facă parte și o femeie. Este vorba de Maria Rosnoveanu. Din cele 61 de femei care au fost la Alba Iulia, două au fost arădence și una a fost soția lui Ciciopop, Eugenia Ciciopop, și cealaltă a fost Elena Goldiș, care era învățătoare în acei timp. Mai era un membru, adică o doamnă, un membru supleant, care era Diana Ispratnic. Cum a spus doamna profesoară mai înainte, ne-a vorbit despre frumusețea cu mulți ani în urmă. Eu, după cum știți, o să vă vorbesc despre frumusețea de acum. Centrele de frumusețare, tehnicile noi și toată inovația asta în frumos care a apărut. Ce pot să spun este că îmi place să vorbesc despre frumusețe, că am văzut multe lucruri frumoase ce se întâmplă într-un centru de frumusețare și oameni care se schimbă. Ce mai vreau să spun și chiar îmi face plăcere când văd o doamnă care vine în centrul nostru și care își dorește să facă un tratament ca să fie mai frumoasă, ca să se simtă mai frumoasă. De multe ori nu avem timp să mergem și nu avem timp pentru noi. Să mergem la o sală de sport sau să facem anumite lucruri pentru noi și de aia e foarte important să avem grijă de noi și e foarte important să ne dorim să ajungem într-un centru de frumusețare. Pentru că merităm să fim frumoase și merităm să ne simțim frumoase. Nu o să vorbesc prea mult pentru că am și emoții în seara asta, nu știu de ce, dar o să vă rog să și vă invit cu drag, am adus și niște vouchere pentru câștigători, ca să veniți în centrul nostru și încă o dată la mulți ani!
Interioară a femeii, inițiind prin acest eveniment, de fapt, un ciclu de conferințe dedicat unor personalități istorice, arădene, care au împlinit destinul unor bărbați la fel de puternici și cunoscuți. Doamna conferențiar Stiger, conferențiar la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, a deschis acest ciclu de conferințe inițiat de domnia sa printr-o prezentare generală a acestor doamne. Este vorba de Elena Goldiș, de Marilina Bocu, de doamna Raicu, de doamna Cicio Pop, și povestind în mare despre personalitatea fiecareia dintre ele, urmând ca acest eveniment inițial să se continue cu un ciclu de conferințe dedicat fiecăreia în mod aparte. Considerând că frumusețea interioară se combină frumos, sigur, și cu cea exterioară, partenerele noastre antreprenoriale au venit să prezinte
fiecare noile trenduri în eternul feminin, ce se poartă Vali Cioban, designerul casei de modă Chic. Ea este o colaboratoare de mulți ani a universității noastre. Ne-a prezentat câteva din tendințele actuale ale modei. Lucia Barat, de asemenea manager la Eda Beauty, ne-a prezentat noul sediu al salonului, precum și noul concept al acestui salon. De asemenea, ne-a mai prezentat Rodica Teaha și Eva Weber, fiecare parte din antreprenoriatul cu care se îndeletnicesc în viața de zi cu zi. Sigur că seara a fost frumoasă și prin prezența tinerei soliste Sara Gheorghe, care ne-a încântat din nou cu atât de frumosul cântec al marimbei, și este o solistă tânără și talentată cu care ne face o plăcere deosebită să colaborăm, și de tombola organizată de Izabela Vecaș, de directoarea noastră de imagine, o tombolă care a adus multe surprize pentru colegele noastre participante, număr mare la acest eveniment, așa cum ați văzut, și care au primit cadouri de la partenerii noștri antreprenoriali, vouchere puse la dispoziție de Activ Club, de Vali Cioban, de Eda Beauty, de New Skin, de Eva Weber, de doamna Arghezi, de Panoramic, de Clubul Sportiv Municipal, tot prin prietena noastră, prin antrenoarea Reli Gabor, care, așa cum știți, participa și ea de obicei la aceste seri, de Cristi Lucuța cu programul de slăbire accelerată, de asemenea un parteneriat de care ne mândrim și cu care suntem bucuroși să îl punem la dispoziție. Seara s-a încheiat cu un vals, Peritne Vals, din partea Palatului Copiilor, a doamnei profesor Ioana Lung și a trupei Azucar, coordonată de dânsa. Tot un parteneriat, tot o inițiativă care a pornit ca o idee și s-a concretizat într-o inițiativă și într-un parteneriat frumos. De fapt, seara a fost dedicată femeilor, femeilor din universitatea noastră, femei, mame, soții, surori, bunici, mătuși, nepoate, care au fost prezente de la mic la mare în această seară, care s-au simțit bine. Am vrut să le oferim o seară specială, o seară în care să se simte feminine, să se simte apreciate, să se simte frumoase, să simtă că ținem la ele și că sunt extrem de importante pentru noi. Seara a fost moderată impecabil, ca de obicei, de colaboratoarea noastră, doamna conferențiar Lia Faur, care cu eleganța și discreția care o caracterizează a făcut ca acest eveniment să fie unul de înaltă ținută. Noi l-am apreciat în mod deosebit. Și, bineînțeles, s-a încheiat cu o seară la Gaițele, tot printr-un parteneriat cu Teatrul de Stat Arad. Mulțumim domnului director Bogdan Costea și ne-am dorit foarte mult să apropiem și mai mult instituțiile de cultură și de artă din Arad de Universitatea de Vest Vasile Goldiș. La mulți ani tuturor doamnelor!